În numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Slăvit să fie Domnul. În veci, amin. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Ne bucurăm pentru că în aceste zile de sărbătoare, în aceste zile de izolare, dar în aceste zile când putem să spunem Hristos a înviat, iată, avem parte de atâtea bucurii. Au cântat frații înaintea mea cântarea aceasta: nu-i ca mine de bogat, Doamne, niciun împărat. Cât de bogat suntem noi. Câte cântări avem, câte poezii, avem Biblie, avem meditații, avem la ce gândi. Eu mă uit la vecinii mei care sunt disperați, nu știu ce să mai facă. Își înneacă singurătatea în băutură, în alcool, în ceartă, sunt atâtea lucruri. Iar noi suntem bogați pentru că l-am cunoscut pe Domnul Iisus. Pentru că Iisus Hristos cel înviat a venit și la noi. Cum a venit la Toma? Și a spus: Toma, adă mâna ta și pune-o în coasta mea. Adă degetul tău și pune-l în mâna mea și nu fi necredincios, și fii credincios. Și ultimele cuvinte spuse de Domnul Iisus în Evanghelia de astăzi, se spune: Domnul, Tomo, ferici de tine pentru că ai crezut, dar ai văzut. Mai ferici de cine n-a văzut și a crezut. Iată, suntem din acei fericiți care nu l-am văzut pe Domnul în trup, dar credem în El, credem în învierea Lui, credem în moartea Lui, credem în răstignirea Lui, credem în sângele Lui care s-a vărsat la crucea de la Golgota, ca să ne spele și să ne ierte. Și ca să ne dea fiecăruia dintre noi posibilitatea ca să ajungem acolo sus, unde nu va mai fi nici boală, nici suferință, nici bătrânețe, ci va fi o veșnică primăvară. Acolo unde El a spus: mă duc să vă pregătesc un loc, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi împreună cu mine. Acolo trebuie să mergem. Vedeți, oare de ce e astăzi Duminica Tomii? De ce Toma acesta, despre care noi spunem că era necredincios, are o duminica lui? N-are Sfântul Ioan o duminica lui? N-are Sfântul Petru o duminica lui? Nici Sfântul Andrei n-are o duminica lui? Dar Toma are o duminica lui. De ce o are? În poporul nostru. De ce? Și e în Evanghelia de la Ioan, când vorbește despre Toma, spune de fiecare dată: Toma a zis geamănul. Geamănul era probabil porecla lui. Nu știu exact în limba ebraică ce înseamnă, dar în românești înseamnă geamăn. Adică un frate geamăn. Mă gândesc că eu sunt frate cu Toma, sunt fratele lui geamăn. Sunt frate cu el în necredința lui, în îndoiala lui. Sunt frate cu el în ceea ce el a spus: nu cred până nu văd. Până când nu ajung eu acolo ca să pun eu mâna. Și așa fac atâția oameni. Și astăzi, deși în Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu, care este comoara noastră, fiecare dintre noi spune acolo: credința, cum s-a și spus, este o încredere nezguduită în lucrurile care nu se văd, în lucrurile care noi nu le-am văzut niciodată. Credem în Domnul Iisus pe care nu l-am văzut. Credem în Dumnezeu pe care nu l-am văzut. Credem într-un cer și într-un rai pe care nu le-am văzut. Dar credem din toată inima că există. Credem cum credem că Hristos a înviat și s-a dus la dreapta Tatălui și mijlocește și se roagă pentru fiecare dintre noi. Domnul Iisus nu și-a terminat treaba în ziua învierii, ci a venit după Maria Magdalena. A venit așa cum s-a spus atât de frumos după cei doi ucenici care mergeau spre Emaus. Acum îl vedem că a venit după Toma, a venit după Saul din Tars, după viitorul apostol Pavel, a venit după cei 500 de oameni, cum spune tot el, și astăzi a venit după mine. Și vrea ca să-mi arate mâinile și coasta lui, să-mi arate rănile lui. Vedeți, rănile Domnului Iisus erau sângerânde, rănile Domnului Iisus încă dureau. Și nu știu cât de ușor era pentru el să se dezbrace, să-și arate rana lui, coasta lui, să-și arate mâna lui, piciorul lui străpuns. Nu era un lucru ușor și totuși Domnul îl făcea ca ucenicii să creadă. Ca ucenicii să aibă această încredințare că nu-i un duh, cum spune în Evanghelia de la Luca. Chiar după ce s-a întors la Ierusalim de la Emaus, spune că un duh nu are carne, nu are oase, dați-mi ceva de mâncare. I-au dat să mănânce pește fript și miere, un favor cu miere. Și el a mâncat și a spus: puneți mâna pe mine, chipăiți-mă, atingeți-mă și fiți credincioși, nu necredincioși. Și astăzi Domnul ne îndeamnă la același lucru, să fim fericiți că credem în mântuirea prin El. A citit fratele Pânzaru înaintea mea despre tot o arătare, tot după înviere, la pescuirea de la Marea Galilei, și un singur gând. Spune, și s-a citit și spune în capitolul 21 de la Ioan, spune apostolul iubirii,
spune cuvântul lui Dumnezeu atât de frumos aici, în locul acesta, zice apostolul Ioan, apostolul iubirii, în dimineața aceea când Domnul era pe țărm, ca un străin, cum s-a spus, și era un foc lângă el și pe foc era pus pește care era cop pentru ei. Vedeți, când apostolul Ioan s-a uitat în dimineața aceea, zice el, ochii lui tineri și frumoși, zice apostolul iubirii, este Domnul. Vedeți, apostolul Petru n-a văzut că-i Domnul, nici Andrei n-a văzut că era Domnul Iisus, nici Iacob, nici Toma. Dar cel mai tânăr dintre ei, cel care n-avea multă experiență, cel care cu o zi, mai cu o săptămână în urmă, a alergat la mormânt și a ajuns primul, dar n-a intrat, din respect pentru cel mai în vârstă. Și a dat voie Sfântului Petru să se ducă întâi în mormânt. Apoi s-a dus și el, s-a uitat și a crezut. Dar să rămâne la acest gând, este Domnul. Mă bucur că în adunarea de la Roma sunt mulți copii. Mă bucur că în adunare sunt mulți tineri. Majoritatea sunt tineri. Domnul Iisus are nevoie de tineri, cu ochi buni, cu minte întreagă, cu urechea bună. Tineri înțelepți care se umple cu aceste aparate. Are nevoie de ochii care să-L vadă pe El și să-L arate. Este Domnul. Nu e o nălucă, nu e o închipuire. Ci este Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, care a înviat și care stă la dreapta Tatălui. Vedeți, în cartea Apocalipsa este un verset, se spune versetul acesta în capitolul 1 și zice, versetul 9, eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtași cu voi la necaz și la împărăție, la răbdarea lui Iisus Hristos, mă aflam în ostrovul care se cheamă Patmos din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturiei lui Iisus Hristos. În ziua Domnului eram în Duhul și am auzit înapoi a mea un glas puternic ca sunetul unei trâmbiți, care zicea, eu sunt Alfa și Omega, cel din tâi și cel de pe urmă. M-am gândit în aceste zile la acest verset, la acest cuvânt. În ziua Domnului eram în Duhul. Vedeți, era în Duhul lui Dumnezeu, în Duhul Sfânt, în ziua Duminicii, în ziua Domnului. Și a auzit un glas care era glasul lui Dumnezeu, era glasul Domnului Iisus. Spune versetul aici că era în ostrov numit Patmos și era singur, din cât pare, nu mai era nimeni cu el. Era însingurat, în singurătate, în izolare, cum suntem și noi. Dar era în Duhul, în Duhul lui Dumnezeu. Și a auzit glasul acela puternic, care era glasul lui Dumnezeu, care i-a revelat toată Apocalipsa, tot viitorul lumii și a omenirii. Ce s-ar fi întâmplat dacă el în ziua Domnului nu era în Duhul? Și eu v-aș întreba sau mă întreb eu pe mine, câți oameni din țara noastră, chiar din biserica noastră, în ziua Domnului este în Duhul, în Duhul lui Dumnezeu? Cu Biblia în mână, în momentele acestea, cum am spus, suntem bogați, că avem cuvântul lui Dumnezeu. Și tot aici în Apocalipsa, în capitolul 1, versetul 3, zice, ferice de cine citește cuvântul lui Dumnezeu, ferice de cine ascultă cuvântul lui Dumnezeu și ferice sau mai ferice de cine împlinește sau păzește cuvântul lui Dumnezeu. La un moment dat, vedeți, Domnul Iisus era într-o casă și vorbea și cineva îi zice, mama ta și frații tăi sunt afară și vor să te vadă. Și Domnul Iisus s-a uitat la mulțimea, erau atât de mulți încât ei n-au putut intra. Și spune cuvântul, Domnul s-a uitat peste frați, s-a uitat peste oameni și a spus, frații mei și mama mea sunt cei care ascultă și împlinesc cuvântul lui Dumnezeu. Fraților, asta nu înseamnă că Domnul nu și-a iubit mama. Sigur că s-a dus și-a stat de vorbă, dar el spune, mama mea și frații mei sunt cei care ascultă și împlinesc acest cuvânt al lui Dumnezeu. Spune în epistola 1 a Sfântului Ioan, să nu fim numai cu vorba, ci să fim împlinitori ai cuvântului lui Dumnezeu. Să împlinim ceea ce știm, ce cântăm, să ducem la bun sfârșit ceea ce am învățat fiecare dintre noi. Vedeți, în Romani, apostolul Pavel vorbește despre învierea Domnului Iisus în mai multe locuri. Și zice el atât de frumos și spune... În capitolul 5, de la versetul 24, spune, credem în Cel ce a înviat din morți pe Iisus Hristos, Domnul nostru.
care a fost dat din pricina fără de legilor noastre și a înviat din pricina că am fost socotiți de picăniți. Iisus Hristos a fost dat din pricina fără de legilor noastre și a înviat pentru că am fost socotiți de picăniți. Nu suntem neplicăniți, suntem socotiți de Domnul Iisus, socotiți de Dumnezeu care privește la jertfa Fiului Său și suntem socotiți de picăniți prin jertfa Domnului Iisus. Domnul Iisus spune, cum spune tot Sfântul Pavel acolo în Corinteni, zice, am să vă învăț înainte de toate cum am primit și eu. Hristos a murit pentru păcatele voastre. A fost înmormântat și a înviat a treia zi după Scripturi, pentru păcatele noastre. Domnul Iisus n-a murit pentru că era bătrân, nici că era bolnav. Domnul Iisus a murit pentru păcatele noastre, pentru păcatele mele, pentru păcatele tale, pentru toți oamenii care își mărturisesc păcatele. Spunea fratele ceva de fericitul Augustin, are fericitul Augustin un gând și zice, chiar dacă în lume ar fi fost un singur om care ar fi făcut un singur păcat, Dumnezeu îl dădea pe Domnul Iisus pentru acel păcat, pentru un singur păcat. Dar câte păcate sunt în lume? Câte păcate s-au făcut în lume? Nu așa? Și Dumnezeu l-a dat pe Domnul Iisus ca preț de iertare, ca preț de mântuire. Zice Sfântul Petru, nu cu aur, nu cu argint, ci cu sângele sfânt și scump al mielului fără cusuri și fără pată, care era Domnul Iisus. Era mielul pe care l-a văzut Sfântul Ioan Botezătorul când a spus, iată mielul lui Dumnezeu, care ridică, care poartă, care iartă păcatele lumii, păcatele lumii. Vedeți, în ziua de anul nou am avut un gând și zic, ce putem noi să spunem sau cu ce putem începe anul acesta? Și m-am gândit la acel cuvânt care spune Domnul Iisus femeii care a fost prinsă în păcat și pe care oamenii au adus-o la el și a spus, învățătorule, pe Moise scrie în lege să omărâm asemenea femei, asemenea păcate. Vedeți? Și Domnul spune, cine fără de păcat să arunce primul cu piatră în ea? Și spune că ei au ieșit de la cel mai bătrân și femeia a rămas cu Domnul Iisus și femeia o întreabă, femeie, nimeni nu te-a osândit, nimeni nu m-a osândit, Doamne. Du-te, dar să nu mai păcătuiești. Și astăzi parcă Domnul Iisus ne îndeamnă și ne spune, s-a plătit un preț atât de mare, s-a dat sânge nevinovat, s-a purtat o cruce atât de grea încât Domnul a căzut pe calvar de atâtea ori. Domnul a stat străpuns între cer și pământ pentru mântuirea noastră și pentru iertarea noastră. Și păcat de noi dacă păcătuim, de câte ori păcătuim și greșim. Se întâmplă lucrul acesta pentru că am greșit în fața Mântuitorului Hristos, în fața lui Dumnezeu și îl supărăm pe El. Și El din nou e nevoit să ne arate ranele Lui. Tot apostolul zice, tot în Romani este un verset și zice cuvântul lui Dumnezeu, dacă vreți capitolul 7, versetul 9, spune cuvântul Domnului, citesc mai întâi și zice, capitolul 6, versetul 8, dacă a murit împreună cu Hristos, crede că vor și trăi împreună cu El, întrucât știm că Hristosul înviat din morți nu mai moare. Moartea nu are nicio stăpânire asupra Lui, fiindcă moartea de care a murit El, a murit pentru păcat, odată pentru totdeauna, iar prin viața pe care o trăiește, trăiește pentru Dumnezeu. Tot așa și voi înși vă socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru. Îmi place atât de mult acest verset și spune versetul 9, Hristosul înviat din morți nu mai moare, nu mai moare. Vedeți, Domnul Iisus a înviat odată pentru totdeauna, cum spunem noi, Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le și Hristos nu mai moare. Pe Hristos, pe Domnul Iisus, au vrut oamenii să-L ucidă și după aceea. Au vrut să ucidă ucenicii, martirii, să ucidă sfinții, să ucidă pe cei credincioși până în zilele noastre. Nu așa? Și totuși n-au reușit să-L omoare pe Domnul Iisus. Domnul Iisus încă trăiește, este viu. Așa cum spune El în Apocalipsa, tot în cartea despre care am citit la început, și spune atât de frumos Domnul Iisus și zice... Spune El, iată, eu sunt Alfa și Omega, în sfârșitul, începutul și sfârșitul, cel ce este, cel ce era, cel ce vine, cel atotputernic. Și zice, nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, cel viu, am fost mort
Și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Iată cuvintele acestea atât de frumoase de Domnului Iisus, cel viu, am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. În vecii vecilor. Zice Domnul Iisus la Matei, la sfârșit, tot după înviere, spune: duceți-vă și faceți ucenici botezându-i în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre, până la sfârșitul veacurilor. Și eu cred că Domnul Iisus este cu noi și l-am simțit că este cu noi în toate adunările noastre și în toate stările noastre, chiar în necazurile noastre, în suferințele noastre. Domnul Iisus a fost cu noi, a fost, cum spune el undeva, semnul lui pe mâna noastră, pe mâna fiecăruia dintre noi. El a fost cu noi și este cu noi și va fi cu noi până la sfârșitul sfârșitului. Pentru că ne iubește, pentru că ne-a iubit și pentru că din dragoste pentru noi oamenii s-a dat ca preț de răscumpărare și de mântuire pentru noi. De aceea și în aceste momente mai grele, în aceste momente de izolare, în aceste momente triste, poate cea mai tristă primăvară, cântă păsările, sunt flori, este soare, dar nu-i bucurie, cum s-a cântat cântarea înainte, poate fi înfrunzită lunga, câtă vreme sunt lăcate, câtă vreme sunt ziduri, câtă vreme sunt oameni care te opresc să ieși pe stradă, nu așa, nu e o primăvară. Și totuși prin Hristos este atât de frumos. Și încă un verset și spune, capitolul 8 din tot din Romani, versetul 34, spune: El a înviat și stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Hristos a înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi, se roagă pentru noi. Vedeți, toți sfinții rugați-vă pentru noi. Toți frații, rugați-vă pentru noi. Am fost și eu în Italia și mă gândeam să se roage frații din România pentru frații din străinătate, pentru cei din Italia, din Spania, din Anglia, din Germania. Frații din Italia să se roage pentru frații din România, să fim o inimă, să fim un mănunchi, să fim o inimă și un gând, să nu fim despărțiți, să se unească rugăciunile noastre în cer la Dumnezeu, să fim împreună. Spune, în cer, Domnul Iisus, cel înviat, mijlocește pentru noi și se roagă pentru noi. Chiar dacă noi nu suntem gata, chiar dacă noi mai avem de lăsat prin viața noastră și mai avem de lăsat, Domnul Iisus se roagă pentru noi și la dreapta Tatălui avem pe cineva de-al nostru care a fost om și care a suferit și care, spune, a fost ispitit ca și noi și știe cât de greu este pe pământ și este la dreapta Tatălui și se roagă și spune: Doamne, mai lasă, l-a greșit, a păcătuit, dar mai lasă și anul acesta. Și Domnul ne mai lasă și ar trebui să trăim frumos din pricina dragostei lui Dumnezeu. Nu că ne este frică de virus, că ne este frică de moarte, ne este frică de iad, ci de dragul Domnului să trăim frumos. Pentru că ne-a iubit și pentru că este bucuria fiecăruia dintre noi. Încă un cuvânt. Aseară, ieri, am participat la o adunare de cântare și poezie. Și aproape 4 ore, frații de la Suceava și numai din Suceava, frați din Belgia, frați din Italia, din România, au cântat și au spus poezii. Vedeți? De ce e atât de frumoasă cântarea la oastea Domnului? De ce e atât de frumoasă poezia? Iată, au vorbit 5 frați și s-au spus 10, s-au cântat 20 de cântări, s-au spus atâtea poezii. Ce se întâmplă? De ce oare? De ce oare frații din oastea Domnului, tineri și numai tineri, iubesc poezia? Fratele Pânzaru a citit o poezie, nu-i tânăr, e cât ca mine și totuși iubește poezia și eu iubesc poezia. De ce oare? Vedeți? Oastea a avut de la începutul ei ca temelie, ca har și binecuvântare, cuvântul lui Dumnezeu și cântarea. Ce s-ar fi întâmplat dacă nu era cântarea? Dacă nu exista cântarea noastră a Domnului, ce fel de adunări făceam noi? Ce cântam noi când eram supărați? Ce cântam noi când eram veseli? Ce cântam noi dacă nu era cântarea? Vedeți, Părintele Iosif a vrut ca să fie cântare și a fost cântare. El s-a rugat, cred, de la începutul anilor, de la început și a spus: Doamne, fă să vină cineva să facă poezii, să avem cântare, să avem poezie. Vedeți, fratele, și Dumnezeu a dat României și oastei nu o cântare, nu o poezie, ci a dat un poet. Și a dat un om care a fost un poet inspirat, fratele Traian Dors, care a citit atât de mult. Mă uitam ieri la Suceava, s-au cântat cântări de înviere, una, două, trei, patru, zece. Și la un moment dat un frate zice:
Fraților, eu nu mai știu ce să cânt cântare de înghiere. Eu voi cânta o cântare de patim pentru Domnul Iisus. Pentru că avem cântări de înviere, dar avem și cântări de pătimire. Și mi-a fost atât de drag acel frate de la Suceava care a cântat după aia și a spus o sfântă față însângerată. Și a spus în cântare, cum spune fratele Traian, cum să privesc acele rane ce știu că eu ți le-am făcut cu dureroasele firoane. În psalmul 47 spune să cântăm Domnului o cântare înțeleaptă. M-am uitat atunci și frăților voastre la Roma ați avut o adunare de poezie și cântare. Și am privit și atunci și m-am uitat cum frații caută să aleagă. Și e greu să alegi, frate, din 10.000 de poezii, de cântări, câte a scris fratele Traian și câte au scris și alții. Și alții să scrie poezie. Cât s-a compus, câtă melodie s-a făcut și cât de frumoasă este cântarea. Cântările noastre cântate plângând atunci și cântate și în bucurie și în necazuri. Și avem atât de multe și sunt atât de frumoase cântări de înviere, de patim, de nuntă, de mormântare. Avem cântări de avem psalmii versificați tot de frate de Traian. Cât de frumos! De aceea suntem bogați. De aceea spune, s-a cântat cântarea. Nu-i ca mine de bogat, Doamne, niciun împărat. O singură strofă despre cântare, spune tot frate de Traian, e una din frumoasele poezii și care despre cântări se zice, o dragi cântărea mele, cât am ținut la voi, cât v-am jertit din viața și gândurile mele, cât v-am căutat podoabe mereu mai dragi și noi și cât am stat din viață să vă gătesc cu ele. Iată, fratele Traian a iubit cântarea și ne-a dat-o nouă ca pe un dar. De fapt, nu fratele Traian ne-a dat cântarea, ci Dumnezeu. A dat acestui om harul, i-a dat acestui om minte înțeleaptă. I-a dat acestui om, vedeți, eram la școală și l-am învățat pe Arghezi. Când făceam eu școală, trăia Tudor Arghezi, cel mai mare poet român în viață, spunea. Și acest om a scris o poezie și a scris scria foarte greu. Omul acesta trebuia să corecteze de sute de ori până când ieșea poezia și o punea într-o carte. Fratele Traian spunea, fraților, nu pot să scriu cât mi se spune, cât mi se spune. Și i s-a spus în închisoare ce să scrie și a scris în condiții foarte grele și ne-a lăsat nouă aceste cântări. De aceea vă binecuvintez și Domnul să vă dea putere să cântați. Cântați Domnului în singurătate, în bucurie, în necazuri. Cântați Domnului, căutați cea mai frumoasă poezie. Mi-e drag de multe ori vorbește un frate despre credință sau cum s-a cântat și astăzi despre credință. Și frații de la orgă sau de acolo dau cântarea care o gândesc și eu. Aceeași cântare, ca dovadă că Duhul lui Dumnezeu lucrează prin ei, prin mine, prin fiecare dintre noi. Încheie acest cuvânt cu mult drag, v-am ascultat pe toți, v-am ascultat toate cântările, vă port în inima mea, în rugăciunile mele și să facem și noi cum a făcut tânărul Ioan, care l-a văzut pe Domnul și a spus, este Domnul. Să facem cum a făcut în Patmos, când era singur în acei munți, în acele dealuri, în acele văi, pe malul mării. Și acolo spune că era în Duhul și a auzit un glas care i-a spus, scrie într-o carte tot ce îți voi spune. Nu așa? Și El a scris totul pentru noi, pentru fiecare dintre noi. De aceea Dumnezeu care l-a înviat pe Domnul Iisus din morți și care va interveni și în țara noastră, și în lumea noastră, va interveni cu mâna străpunsă a Domnului Iisus și va aduce pace și va aduce vindecare. El care a înviat ochii orbilor și El care a făcut urechea, El care a făcut toate celulele din organismul nostru, El știe și El e doctorul cel mare și El va spune stop și va opri. Și ne vom vedea din nou și vom fi din nou bucuroși. Dar astăzi să ne mulțumim cu cât avem și avem destul și suntem bucuroși pentru că suntem aici. Mă bucur pentru că v-am auzit, mă bucur pentru că vă văd și Domnul să ne dea bucuria învierii Lui. Hristos a înviat, slăvit să fie Domnul, slavă Tatălui și Fiului și Duhului Sfânt. Amin.